Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ai tras aer în piept pentru prima dată pe 9 martie, ești o femeie impresionabilă, grijulie și curajoasă cu o intuiție subtilă. Fiind un umanist și un idealist, ești gata să îi susții pe cei slabi și să lupți pentru ceea ce crezi cu adevărat. Îi sprijini cu ușurință pe cei aflați în primejdie, deși stai în același timp departe de ea și emoțional. Nu te implici în problemele altora. Ești mult mai interesată să explorezi lumea din jurul tău. Călătorile tale în căutare de descoperiri pot fi fizice, intelectuale, emoționale sau spirituale, dar indiferent de natura pe care o iau, nu vei reveni până când nu vei fi descoperit un mister al Universului. Ai o personalitate foarte principială, fantastic de persistentă, cu un mare interes și un beneficiu fără îndoială pentru alții, analizezi și studiezi spațiul din jurul tău, mental și fizic, emoțional și spiritual, tu nu te vei liniști până când nu ajungi la soluția problemei, ești nemulțumită de diferitele forme de pretenție, autoritarism și condescendență, pentru tine este extrem de important să rămâi naturală chiar și în cele mai dificile situații, fiind altruistă, Cauți cu sinceritate să sprijin pe cei săraci și pe cei slabi, dacă nu prin fapte, atunci cel puțin prin cuvânt. Ai un magnetism personal uimitor de dezvoltat. Abilitățile tale psihologice sunt, de asemenea, puternice, astfel încât ești obișnuită să te încrezi în intuiția ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă care se disting prin următoarele calități, mister, doruire, diligență, sacrificiu, religie, flexibilitate, compasiune, fiind născute sub auspiciile lui Jupiter și Neptun, tu diferi în proprietăți surprinzător de contradictorii ale caracterului, astfel, prima planetă te înzestrează cu energie și încredere, iar cea de-a doua îți oferă percepție hiperactivă, senzație de vi și emoție. Deci, ar trebui să fii atentă, diligența în atingerea obiectivelor poate aluneca cu ușurință în laxitate. Abaterile în combinație cu fatalitatea pot juca, de asemenea, diverse glume amuzante cu tine. De exemplu, aspir să crezi în Dumnezeu și în același timp tin să încredere în karma și soarta, negăsind un loc în sine în cadrul religiei. Intuiție excelentă umorul bogat, prietenia fermecătoare, combinat -o cu tendința de a te desprinde de realitate, de a te pierde într-o lume a fantezii și a mirajelor, nu îți sunt deloc străine. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive, astfel încât să nu devii excentrică. Dar sensibilitatea și farmecul sunt punctele tale fortei. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești senzualitatea sporită, iertarea. Această planetă este patronul principal al creatorilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa pragmatismului sănătos, precum și de lipsa de raționalitate. Semnul tău zodiacal îți conferă o mare emoție, sensibilitate, intuiție puternică, idealism, dragoste pentru oameni, dorința de justiție. Ești generoasă și întotdeauna gata să vii la ajutorul celor care au nevoie de tine. Este adevărat că, pentru a evita stresul inutil și prea multă suferință, încerci să nu fii impregnată emoțional de problemele altor oameni, altfel ar putea deveni prea dureroase. Lumea din afară este mai interesantă pentru tine decât oamenii din jurul tău. Plănuiești să călătorești pentru a satisface în sine această dorință pentru descoperirea noului și necunoscutului în lume, în general înclinată spre urmărirea dezvoluirii secretelor, în special la sensului mistic și filozofic, luând orice decizie, în primul rând te bazezi pe instinctele tale, deși nimeni nu neagă abilitățile tale mentale, în multe cazuri te împotrivești regulilor logice și adesea dai preferință celui de-al șaselea simț, mai ales atunci când vine vorba de relațiile de dragoste sau de prietenie. Ești capabilă să vezi prin situație, prin esența și potențialul său, indiferent dacă ești un om de succes sau nu, ai un punct de vedere mai promițător decât tot ceilalți, astfel, poți fi un consultant valoros. Uneori ți este dificil să echilibrezi trăsăturile pedantice ale personajului tău, iubirea de ordine, angajament, obiceiul de a-ți planifica timpul la minut, cu o mare dorință de a găsi libertate personală, pentru a călători sau pentru a-ți lăsa mintea liberă între vise și idei, dacă te apropii de viață din poziția de responsabilitate, familie, muncă, poziție în societate atunci poți avea un disconfort intern semnificativ. O parte din problema ta este că ești atât de convingătoare că ceilalți oameni te respectă cu ușurință. Cu toate acestea, șederea constantă în fața mulțimii poate fi cea mai sigură cale de epuizare a sistemului nervos, indiferent cât de deschisă este o persoană. Ea trebuie să lase cu siguranță anumite uși deschise doar pentru ea însăși, pentru a putea trece periodic prin ele ca și prin granițe, sau pentru a avea un refugiu. Suferi multe schimbări în viața ta, schimbarea frecventă a muncii, locul de reședință, împrejurimile familiare, dacă reușești să te familiarizezi, sună destul de natural pentru tine. Deoarece te bucuri de diversitate și ești preocupată să nu ai atașamente lungi, poți fi surprinsă să găsești într-o bună zi cât de puternică poți fi. De îndată ce începi să te realizezi pe deplin și să-ți exprimi energia, o nouă și interesantă schimbare se deschide în viața ta, și totuși poți simți că arunci îndatoriri seculare, respingând viața ta anterioară și te grăbești spre stele. Aici sunt multe de spus dar este mai bine să le pentru tine, deoarece nu toți oamenii sunt la fel de milostivi ca tine. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este artistică, romantică, adaptabilă, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsata de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 9 martie soarta Semnele tale distinctive sunt persistența și integritatea. Tu te străduiești în mod constant să analizezi și să studiezi tot ceea ce se întâmplă în jur, să o faci cu mare interes și să aduci beneficii indiscutabile celor care trec prin viața pe lângă tine. Mai mult, simți dorința de a ajunge la adevărata esența lucrurilor în toate felurile, fizic, emoțional, mental, spiritual, care provoacă o admirație reală față de ceilalți. Tu absolut nu poți suporta pretenția autoritarismul și condescendența, deci în orice situație, chiar și foarte complexă, tu rămâi tu însă -ți. ești caracterizată printr-un înalt altruism, datorită căruia, sub aripa ta, există întotdeauna cei săraci și cei slabi pe care încearcă să-i ajuți, nu prin fapte ci printr-un cuvânt bun. Aceste impulsuri altruiste sunt intensificate de faptul că magnetismul personal este foarte puternic dezvoltată la tine. Mai mult, abilitățile psihologice numai puțin puternice îți permit să ai încredere în propria ta intuiție. Direcția în care se va dezvolta cursul vieții tale este în mare măsură influențată de condițiile în care te-ai născut și ai trăit primii ani de viață. Influența părinților are o forță specială în această privință, exact ceea ce tatăl și mama au stabilit vor determina formarea trăsăturilor tale caracteristice, orice altceva va veni cu experiența practică dobândită în viața reală, care, după cum știi, este o luptă. În ceea ce privește viața ta personală, în sfera relațiilor de dragoste, îți folosești instinctele, în același timp, bineînțeles. Abilitățile tale mentale nu sunt în niciun fel negate, dar foarte des deciziile tale se fac sub îndrumarea celui de-al șaselea simț, atât în dragoste, cât și în prietenie. Una dintre cele mai remarcabile trăsături ale tale este capacitatea ta de a calcula orice situație cu mulți pași înainte. O imagine în perspectiva a lucrurilor te face un consultant valoros, deoarece sfaturile tale se referă adesea la opțiuni care nu erau disponibile celor care au nevoie de sfaturi. Caracterul tău are două note opuse. Pe de-o parte, ești o personalitate pedantă care iubește ordine în orice, își planifică timpul în câteva minute, pe de altă parte, ai o dorință ireparabilă de libertate personală absolută. Este uneori foarte dificil să echilibrezi aceste trăsături, Motiv pentru care există un anumit disconfort în viața ta. Ești o persoană care are nevoie de schimbări constante, atașamentul la orice, profesie, casă, hobby-uri sau oameni, nu este pentru tine. În opinia ta, prin acceptarea mai multor daruri de la soartă, îți poți îmbogăți experiența, dar mai devreme sau mai târziu trebuie să te decizi și să-ți stabilești prioritățile vieții. Dragoste și compatibilitate. În dragoste, ești blândă și romantică, dar îți este frică de propria ta vulnerabilitate și cauți un partener în care poți avea încredere. Cel mai bun lucru pentru acest rol este persoana care împărtășește idealurile și aspirațiile tale înalte. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul, de exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor carnice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești foarte curioasă în legătura cu tot ceea ce te înconjoară. De obicei, observi cu atenție ceea ce se întâmplă în jur, analizând de totul atât logic cât și emoțional, cu ajutorul sentimentelor, asociațiilor, senzațiilor. Tu apreciezi cu adevărat că ești capabilă să fii așa cum ești, așa încât nege orice manifestare a presiunii sau a dictatorii, urăște minciuna și înșelăciunea. Tu pledezi pentru ca oamenii în jurul tău să fie ceea ce a creată natura lor, fără a încălca în același timp limitele libertății celorlalți și fără a impune ceva unul celuilalt. Iubești oamenii și ești altruistă. Ești carismatică, foarte fermecătoare, astfel încât sprijinul tău moral ajută pe cei cărora îi susțin. Intuiția ta puternică îți permite să nu faci niciodată greșeli în ceea ce privește oamenii pe care îi întâlnești în viața ta. Intuiția pentru tine este principalul consilier în luarea deciziilor. În ciuda intelectului dezvoltat, fără ezitare vei face ceva ilogic și paranormal dacă vei simți că vei fi mai corectă. Adesea te comporți în mod nelogic în relațiile personale. Poți fi un consultant de neînlocuit Analiza este vocația ta. Tu analizezi nu numai cu ajutorul bunului simț, dar și cu raționamentul logic. Tu citești problema în zbor, vezi esența și soluțiile, toate căile și ceea ce conduce fiecare. Aproape în judecățile tale finale uimesc pe cel care s-a adresat pentru un sfat, pentru că nu a luat în considerare o astfel de soluție la problema sa. Ești pedantă de la naștere ești înclinată să faci un plan exact al acțiunilor tale pentru azi, nu îți place să te abați de la el chiar și în flacuri, ești responsabilă, datoria pentru tine nu este un cuvânt gol. În cele din urmă prețuiești ordinea în afaceri și ordinea în casă. Poți fi un lider excelent, oamenii te urmăresc cu ușurință, dar fiind în permanență în centrul atenției echipei, este foarte greu pentru tine te deprimă și te epuizează. Ai nevoie cu siguranță de singurătate, să nu împărtășești tot ceea ce trăiești, uneori să hotărăști acțiuni disperate și extravagante care pot șoca pe unii din jurul tău. Ar trebui să fii capabilă să scapi atunci când simți că distrugerea este aproape. Fugi și fii singură. Sănătate și boli ar trebui să fii atentă deoarece îți poți submina sănătatea datorită prea multor stresuri cauzate de prea multă responsabilitate. Trebuie să te ferești de tristețea consumatoare care rezultă adesea din incapacitatea de a-ți prezenta talentul creativ și, astfel, de a-ți face o carieră. Sprijinul prietenilor și al celor dragi este foarte important, deoarece ești foarte nesigură de tine însăți în ce privește sănătatea. Pentru a-ți menține toleranța la stres, este important pentru tine să practici sport și să conduci un stil de viață sănătos, să nu uiți să urmezi o dietă. Îți place să gătești, dar nu ai un talent special, deseori ești distrasă, te arunci în lumea interioară și te întrebi de ce ar putea fi arsă mâncarea ta sau vei uita să pui ceva nuala pregătită pentru gătit. Regulata este, fie este totul ars. Fie este pe jumătate gătit destinul și norocul, ai un caracter independent, controversat, poți fi aspră și agresivă, încăpățânată. Vibrațiile zilei de naștere sunt de așa natură încât condițiile de viață depinde de mediul în care ai fost crescută în copilărie. În adolescență, dificultățile și încercările sunt posibile, dar ești capabilă să corecteze mult în viața ta. Dacă alegi calea de îmbunătățire și dezvoltare, vei fi capabilă să creezi condițiile cele mai favorabile pentru tine însă. Îți sfaturi pentru tine Foarte des multe lucruri se schimbă în viața ta. Poți schimba adesea locul de muncă, te temi de atașamente, așa că poți schimba adesea împrejurimile, te poți muta dintr-un loc în altul, îți place să călătorești. Un astfel de modă de viață este cel mai natural pentru tine ești mai puternică decât par și nici măcar nu-ți dai seama. Cunoaște-te mai bine, hotărăște ce ai de făcut. Există momente când este mai bine să nu te raportezi la ceilalți. Exersează-ți magnetismul personal. Ai curajul să mergi cât poți de departe. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însă-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el câtă de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruiri, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, Ești capabilă să aprecieze darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate, noi înșine ar trebui să gândim ce, dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.